Conducerea primăriei a continuat seria întâlnirilor organizate în vederea cunoașterii nevoilor locale de finanțare a unor proiecte înaintea de întocmirea bugetului local. După întâlnirea cu directorii de școli, cu preoții, cu medicii, cu asociațiile de proprietari, a venit rândul organizațiilor non-guvernamentale. La întâlnire au participat un număr de 26 de ONG-uri cu activitate în roman, fiecare cu nevoile sale materiale. O bună gestionare problemelor comunității se face în dialog. Iar dumneavoastră, cei care reprezentați glasul societății civile, aveți un rol important în acest dialog și de aceea trebuie să ne facem ascultați. Cred că împreună putem să venim cu proiecte în folosul romașcanilor, pentru că sunt convins că ne dorim cu toții să trăim într-un oraș modern, curat și civilizat. Când am gândit această dezbatere cu ONG-urile și am luat lista de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, am văzut că erau peste 300 de ONG-uri, însă din păcate doar 15-20% dintre acestea își desfășoară activitatea și dumneavoastră sunteți o parte dintre acestea și de aceea vreau să vă felicit pentru că știu cât este de greu să vă desfășurați activitatea conform scopului propus. Rând pe rând, reprezentanții diverselor organizații non-guvernamentale care activează fie în domeniul artistic, fie în cel social, cultural sau sportiv, au avut de solicitat sprijinul autorităților locale cerând fie sală de spectacole, fie mijloc de transport pentru deplasările la diverse festivaluri sau competiții, sprijin pentru ocrotirea femeilor abuzate sau posibilitatea ca activitatea lor să fie mai mult promovată în plan local. Mi-aș dori ca anul acesta Consiliul Local împreună cu domnul primar să ne susțină în organizarea celei de-a treia ediții a Festivalului de Teatru Dan Alexandrescu. Pot să menționez aici, prima ediție am avut suportul Consiliului Local. Anul trecut, a doua ediție, societatea a depus un proiect la Consiliul Județean și am avut susținerea necesară. Și nu în ultimul rând ne-am dorit o clădire de teatru, unde să ne putem desfășura activitatea. Noi ne desfășurăm activitatea în cadrul Cercului Militar Roman. Suntem acolo sub forma unui parteneriat, a unui contract, unde nu avem voie să încasăm niciun fel de venit. Nici ei nu ne percep taxă pe sală, dar nici noi nu încasăm. De aceea trupa este nevoită să-și rezolve o anumită situație financiară cu desfășurarea de spectacole în alte părți. Ne-am înființat abia anul trecut. Suntem focusați pe tot ce înseamnă femeia, dar pentru următorii ani vrem foarte mult să milităm pentru implementarea Convenției de la Istanbul, ceea ce înseamnă să avem un adăpost pentru femeile abuzate, pe de o parte, și pe de altă parte am vrea să colaborăm cu administrația și cu instituțiile statului pentru a face o bază de date. Adică dacă vine o femeie care este abuzată la noi și ne cere ajutorul, să știm unde să o trimitem, dacă noi nu avem adăpostul respectiv. Deja noi facem parte dintr-o rețea națională care se focusează pe această problematică. Știu că Convenția de la Istanbul este deja ratificată. Am avut și o întâlnire de curând, în care au venit și domnii de la poliție și de la dumneavoastră, sper să putem pune în aplicare Convenția de la Istanbul. Reprezint Asociația Iubire și Speranță, care anul acesta împlinește 25 de ani de existență. Cred că este una dintre cele mai vechi organizații. Am desfășurat activități non-stop de la înființare până astăzi, dar din anul 2003 ne-am focalizat foarte mult pe problematica copiilor neajutorați. Așa că avem un centru de zi pentru 45-50 de copii și totodată susținem și un after school în cadrul școlii numărul 2 din Roma pentru 30 de copii de etnie romă. Zilnic le oferim mâncare, dar cel mai important este actul educativ.
și pe lângă actul educativ ne stăduim foarte mult să mai facem și ceva complementar. De pildă, am dezvoltat 5 ateliere vocaționale, am mai discutat cu alte ocazii despre ele, nu voi intra în amănunt. Marea problemă cu care noi ne confruntăm este lipsa spațiului. Pentru că funcționăm în 130 de metri pătrați, cu tot cu bucătărie, și am dorit să dublăm această suprafață. Am identificat o soluție de finanțare în Danemarca. Așteptăm la ora actuală, am depus propunerea de proiect, așteptăm la ora actuală un răspuns pozitiv și suntem cu această speranță că el va veni curând și atunci vom îndrăzni să ne adresăm municipalității pentru a putea să ne bucurăm de un parteneriat care să dea o anumită greutate activităților noastre. Păi avem anul acesta, împlinim și noi 5 ani de când ne ducem activitatea în Roman. Dorința noastră este aceea de a opune romașcanilor, dincolo de activitățile, eu știu, economice care îi animă orașul, și o diversitate culturală. Încercăm biserica să propună o lumină pentru, mai ales pentru romașcani, prin rupere de ritm, încercăm să propunem ședințe, întâlniri, conferințe, dar adresate tuturor oamenilor. Anul acesta ne-am propus să mergem pe tema fericirii, pentru că fericirea este o temă care ne atinge pe toți. Încercăm să găsim, să creăm o punte comună, atât biserica cât și societatea, să ne întâlnim, să ne cunoaștem, să cunoaștem valorile din Roman, să propunem tinerilor, mai ales la licee. Am găsit o colaborare, colaborăm deja cu liceul, cu Colegiul Național Roman Vodă. Anul acesta avem un parteneriat cu Liceul 2, cu Centrul Județean de Resurse și Educaționale, prin care încercăm să propunem tinerilor și nu numai, dar tuturor oamenilor, un proiect de a cunoaște. Copiii noștri romașcani, de la vârste foarte fragede, 4 anișori și 18 ani, sunt recunoscuți pe plan național în Alta Câmpului. Sunt copii care au participat la cele mai mari concursuri naționale de muzică ușoară. Dacă spunem Vocea României, avem reprezentanți de la noi din oraș, care s-au pregătit la clubul Lucky Dance, Eurovision, Mamaia Copiilor și foarte multe emisiuni televizate, Next Star, care cu toții îi cunoaștem. Ne desfășurăm activitatea în spații închiriate. Și știm cu toții că spațiile din Roman sunt foarte scumpe. Deci, aproape că plătim chirii pe la nivelul capitalei, la nivelul București. Aceasta este o problemă. O altă problemă ar fi faptul că ne deplasăm în multe orașe și am avea nevoie de mijloc de transport. Noi suntem nevoiți să ne deplasăm cu mașinile personale, consumăm foarte mult carburant și multe alte lucruri. Și apoi, problema cea mai mare este lipsa unui săl de spectacol. Tot consider că este un lucru mai mult decât util. Nu doar ca și comunitatea să află problemele care avem fiecare, dar să ne cunoaștem și între noi, să putem găsi colaborare și între asociații, lucru care este mai mult decât important. Noi așteptăm un singur lucru de la administrația locală, să faceți un regulament privind finanțarea nerambursabilă către ONG-uri și atât să mă profit, pentru că funcție de acest regulament vom putea să știm și noi în ce condiții putem accesa banul public. Este ușor să scriem pe cutie 4-2 să cerem o sumă de bani și cu aceasta să justificăm ca activitate făcută sau posibil făcută. Dincolo de bani de care avem nevoie cu toți în mare parte, este până la ședinței deja veți plăti bugetul pe anul acesta, avem nevoie de un lucru care este foarte important. Avem nevoie de resursele și de posibilitatea de a ne susține și ne financiar. De exemplu, organizarea unui eveniment, avem nevoie de poliția comunitară. Edilul șef al municipiului a apreciat că întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale a fost una dintre cele mai bune consultări inițiate de municipalitate pentru cunoașterea nevoilor de finanțare. Edilul șef a anunțat elaborarea unui ghid de finanțare nerambursabilă a unor asemenea proiecte, în baza căruia, pe bază de punctaj, vor fi susținute financiar cele mai bune proiecte.